și 10 noiembrie 2018, la Târgu Mureș s-a desfășurat întâlnirea Asociației pentru Suport și Inițiativă. Momentele de deschidere și bun venit au fost prezentate de către gazda evenimentului, Remus Bența, alături de președintele Conferinței Transilvania Sud a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Ban Gabriel. Invitatul întâlnirii, doctorul Teodor Lefterov, director al patrimoniului White și profesor asociat de religie la Universitatea Loma Linda, a prezentat mesajele biblice. Frate pastor Teodorov, care este tema aleasă pentru această întâlnire ASI România și de ce ați ales acest subiect pentru oamenii adunați aici astăzi? Este o întrebare interesantă. Mi s-a spus că toată convenția este despre viață și despre ce a făcut Iisus. Iar eu am vrut să mă axez pe slujirea lui Iisus și modul în care noi, adventiștii de ziua a șaptea, încercăm să imităm acest lucru în lucrarea de slujire prin sănătate. Ce ne puteți spune despre organizarea acestui eveniment? Anul acesta ne-am adunat sub motoul Viață pentru Viață, un motou care are legătură cu motoul de anul trecut, Totul pentru Viață. Mergem pe ideea proiectului mare pe care noi îl promovăm acum, Spitalul Adventist, și vrem să ne motivăm și pe noi care am inițiat proiectul și pe cei care participă la convențiile noastre ca să punem umăr lângă umăr și să realizăm proiectul acesta grandios și foarte important, credem noi, pentru țara noastră. Care este modalitatea prin care se strâng fonduri la o astfel de întâlnire ASI? E o întrebare destul de profundă. Când discutăm despre proiecte sau când discutăm despre ASI, care lucrează împreună cu biserica, trebuie să regăsească la baza acestor proiecte și valori principiu biblic. Tot mai mult va crește nevoile oamenilor, pentru că sunt loviți de acest flagel. Vor fi needucați, vor fi cu sănătatea șubredă, vor fi copii abandonați, oameni suferinți. Și atunci, cei care cred în Dumnezeu și îl așteaptă pe Dumnezeu, trebuie să regăsească în acest principiu. Primesc și dau. Sâmbătă dimineața, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Ștefan Tomoiagă, a accentuat ideea de a fi mai mult iubitor de oameni decât de bani. Participanții într-un număr mare au avut parte de un program informațional, dar și motivațional, cu posibilitatea să se implice financiar în susținerea proiectelor prezentate. Evenimentul s-a încheiat sâmbătă seara într-un colaj de momente muzicale cu scurte intervenții ale invitaților la Convenția ASI România 2018. Urmează ca mai departe proiectele prezentate să fie susținute, iar beneficiarii lor să se poată bucura de împreună simțire din partea celor de lângă ei.